O negreșteancă stabilită în Paris a pus bazele unei asociații în Franța pentru a veni în sprijinul copiilor din centrele de plasament ale județului. Irina Mariana Bogdan a reușit să mobilizeze românii din Paris, dar și cunoștință din țara Oașului pentru a aduna daruri pentru 79 de copii instituționalizați. Scopul Irinei este ca acești micuți să se bucure de moș Nicolae și de Crăciun, la fel ca toți copiii din întreaga lume. Negreșteanca trăiește în capitala Franței de la 15 ani, când împreună cu familia a plecat din țară. În satul mare de preluarea și înmânarea pachetelor venite de la Paris se ocupă medicul rezident Alina Câmpan și fotomodelul Diana Feher. Copiii care vor primi aceste daruri sunt beneficiari ai caselor Ana și Felicia din satul Mare și centrului Floare de Colț din Halmeu. Pentru a aduna aceste daruri, Irina Mariana Bogdan a creat o pagină de socializare unde a publicat anunțuri de mobilizare a românilor din Paris și numai în câteva zile a primit o mulțime de alimente, haine și produse de igienă. În luna ianuarie, Negreștanca vrea să-i invite la o întâlnire pe toți românii din Paris care au contribuit la această campanie. În cadrul întâlnirii, Românca le va prezenta invitațiilor rezultatele campaniei, dar și proiectele caritabile pe care le are pentru anul viitor. Una din dorințele Irinei este ca la anul de Paște, pe lângă cadouri, să ducă câțiva copii în vizită la Paris.